Bună ziua și bine ați venit în atelierul lui Daniel. Avem astăzi o masă bogată, am făcut cărțile, cum se zice, da? e, După cum observați, mai facem, și ați văzut și titlul, astăzi mai facem o de despachetare. După ce, data trecută, am făcut despachetarea la asta la King Sigilet, între timp, la sfârșitul, către sfârșitul videoului, vi le-am arătat și pe astea două, dar între timp am mai primit și două aparate pe care mi le-am cumpărat din China. Bă, să știți că pentru prețul pe care l-am plătit pe ele undeva la 5, 5 dolari, către 6 dolari, da, eu zic că arată foarte bine. E vorba de un aparat de tip fluture, care a venit cu o lamă, da? Dacă ne uităm în el, și chiar și pe el m-am uitat cu foarte mare atenție, bă, nu văd defecte de cromare nu văd o grămadă de alte chestii da? care, care, care mi-ar fi arătat că e un aparat făcut prost acum m-am și ras cu el bă să știți că nu cred că îmi place, nu e de mine rasul cu lama pentru că la început când după ce am trecut de la rasul cu, cu aparat cu din alea cu multe lame, la rasul cu briciu la început am avut senzația aia de brici pe față, e o senzație anume, da? La început nu mi-a plăcut. Băi, da, acum când am trecut la rasul cu aparate din astea, observ că îmi lipsește. Îmi lipsește așa senzație de lamă pe față, da? Nici una nu are, nici, nici giletul ăsta nu are. Ăsta încă nu l-am testat, ăsta l-am testat, e ok, e ok. Dar problema stă și în felul următor. Um, Aparatul, aparatele de sine, de fapt, sunt niște purtătoare de lamă, dacă le putem numi așa. Foarte important e lama. Vă dați seama că fiecare producător în parte, în momentul în care face lama respectivă, are o anumită ștanță cu care ea taie lamele, apoi anumite dispozitive cu care le ascute. Ce vreau să vă zic e că fiecare lamă va fi diferită la lățime, da? la lățimea asta. Fiecare lamă va fi mă refer la fiecare lamă de la producători diferiți. Fiecare lamă va fi diferită la ascuțire Și atunci feeling-ul pe față nu va fi dat doar de aparat, ci și de lamă. Pentru că anumite aparate se împacă bine cu anumite lame, anumite aparate nu se împacă bine cu anumite lame. Normal lucru ăsta, v-am spus. Va fi o, o, mică, mică, mică diferență de, de lățime a lamelor de la un producător la altul și se vor întâmpla și diferențe între loturi. Chiar am văzut cineva care zicea, bă, îmi plăceau mult lamele X. Mi-am luat cu o cutie și mi-am descoperit că nu, ceva se întâmplă. Da? E, uite, asta se întâmplă, pentru că de la un lot la altul, vă dați seama, ștanța care efectiv taie uh, fiecare lamă, se poate uza uh, dispozitivele de ascuțire, se, se pot uza, da? Și atunci apar diferențe. De asta vreau să vă spun că, dacă cineva vă spune că ăsta e un aparat bun, mie îmi place, nu neapărat aceeași, aceeași opinie o să auziți de la altcineva. Suntem foarte, foarte subiectivi și, da, nu neapărat unele lame sunt mai bune ca altele, ci unele lame se pot împăca mai bine cu anumite aparate. După aia și pielea noastră poate reacționa sau nu, la, mai bine sau nu, la aceste lame. Da, suficientă filozofie, dacă vreți, discutăm într-o zi și de chestia asta. Vorbim astăzi de aparatul de ras de la Winkinson Sword, clasicul, da? data viitoare o să vorbim și despre Edgerul ăsta, o să-l desfac să văd cum se mișcă. Sunt curios de asta cum se mișcă pentru că am văzut niște review-uri, da? vorbim de Wilkinson Sword, aparatul clasic, acum nu mai țin minte, dar sper să-ți scrie pe cutie. Din câte am văzut pe internet, sunt Wilkinson în carcasă albă și Wilkinson, mă refer la lame, în carcasă neagră. Unele sunt făcute în Germania, unele îs sunt făcute în Anglia. Acum, aparatul vine, aparatul clasic, cu lamele de rigoare, 5 bucăți. Da? Hai să vedem pe spate ce scrie, Wilkinson Sword clasic, produs în 18 10 -a 2022. Apropo, l-am luat de la magazinul acela cu capa. Știți voi care? ambele, da? Le aveau la vânzare. Deci nu le-am cumpărat de pe internet, le-am luat de, din magazinul fizic. Bun, uh, engleză, double edge, razor, blaze și, da, are un aparat cu două lame și lame, română, 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 aparat de ras cu lamă, cu dublu tăiș, da? Și lamă de ras. Not for sale to under 18. Păi ce să facă ei cu aparatul de ras? 8-18? E, ce, ce să facă cu lamele, da? că adică nu se vinde sub uh, 18 ani. Wilkinson Sword, da, Germany și ca și site www.wilkinsonsword.com. Acum nu ne nu ne spune unde s-a produs aparatul. Dar după codul ăsta, da, dacă căutați country code, da? după 402 eu am o aplicație pe telefon cu care mă uit în magazine, că okay. eu mai așa, mai catolic decât papa, cum se zice pe românește, și mă uit în magazine și după codul ăsta, da, găsiți țara în care s-a produs. O să fiu curios să o caut și eu, bineînțeles. Aici am un cuțit ganzo pe care l-am cumpărat direct din China de pe Aliexpress. Vă las în descriere zilincuri, mai, mai se poate cumpăra și din România, de pe MAC, Vă las link dacă vreți să-l cumpărați. E cuțitul briceagul, de fapt, pe care îl folosesc eu cel mai des la toate muncile. Bă, nu scrie țara de, pro, de proveniență. Da, ce vreau să vă mai arăt, ne arată că aparatul e de tip uh, cu, era să zic, cu trei părți, dar nu are decât două. O parte fixă, care are și placa de presiune și placa superioară. Da? Hai să ne uităm la aparat. A, filmul de azi o să fie scurt, vă promit. Hai să vedem de unde se desfăcărește. A, de aici. Un pic mai greu am zis la început. Multe lume se plângea că piesele din plastic, da să vedem asta întâi, Hai că multe lume, am văzut niște, niște plânsete că piesele din plastic agață. Uite, asta agață, are dreptate. Uite, colțul ăsta agață, auziți-l da? Ăla trebuie un pic pilit. Aici văd că și acolo mai avem niște plastic. Să văd și pe partea asta și pe partea asta tot colțul ăsta gață. Sau probabil că nu e plasat bine. Hai să vedem. Acum gață celălalt. Deci ambele trebuie un pic rectificate. Sau poate nu. Poate asta se vede la, la ras. Pe mâner are niște protuberanțe, să zicem așa, și înăuntru se vede un fel de metalic, iar pe coadă are o zonă de care să prins când îl desfileteți. Da? Plastic, ceea ce sper să țină. Și asta, după cum v-am zis, e fixă. Placa aceasta. Bun. Haideți să vedem lamele. Nu scrie nici pe lame. V-am spus, speram să scrie pe lame din ce țară sunt. Stai să văd de unde le făcă ia Că la, la alea de la... De aici avem ceva. Bă, tăticule, oare trebuie ruptă cutie? Și am că avea o fantă pe care împingeai, e și acolo fanta. Ah. Uite că ia se invers. Bă, trâncălăuțe. Uite, A, are fantă, dar e aproape invizibil. Bun. Wilkinson Sword. Nu scrie producătorul. Să vedem pe astea. Nici pe astea nu scrie undeva în partea din spate, ce îmi place la, și o să mai iau niște lame cu cutie, la cele cu cutie în partea din spate ai o zonă în care poți introduce, după ce ai uh, lama, ai uzat-o, poți introduce lamele uzate, tocmai ca să nu le arunci peste tot și să, sau să te tai din ele. Scrie aici, să vedem dacă se vede un pic, production, dar nu scrie țara, Să vede un pic un production, dar tot nu scrie țara. Bun, hai să ne uităm la lame. Lame Wilkinson Sword, împachetate doar într-o singură hârtie cerată. Da? Tot ce scrie Wilkinson Sword, Wilkinson Sword, nimic altceva. Da? Acum o să, după ce desfac și aparatul celălalt, o să ne uităm să vedem dacă lamele sunt diferite ca și, să zicem, ca și zi. Cum arată ele? Da? Cred că am pus greșit. M-am grăbit. Trebuie să pun asta. Bineînțeles. A, așa. În suportul ei. Opa, stai că nu vedeați voi. Da? Și se înfiletează. V-am spus, nu știu cât de mult o să țină partea de plastic. Filetul acela de plastic. Într-o zi o să cedeze. Deci asta va fi aparat care va, îl voi folosi destul de des. Lama se aliniază foarte bine. să văd tai. Ce pot să vă zic. Ceva se mișcă. Deși eu l-am strâns bine, ceva se mișcă la el. Și nu-mi dau seama ce. E de luat în considerare. Acum, vorbind de un aparat relativ ieftin, cât am dat pe el. Cred că în jur de 20 de lei am dat pe el. Da? Din plastic. Într-un fel, parcă îmi place chestia asta din plastic, pentru că. Aparatele metalice sunt reci că le țin mână, dar din nou m-am uitat la George Grasu și el zicea acolo că a făcut într-un clip în care zicea că aparatul de ras, când îl folosești, mi-e bine să fie, să fie rece pentru că el nu provoacă zi iritări. Bine de știut, bine de încercat. Uitam așa pe păr față de alte aparate. Ăsta pare un pic mai agresiv. s am putea să-mi placă ăsta. Pentru că celelalte sunt un pic, un pic v-am spus, un pic cam moi pentru mine, cam mild, cum zic ei. Uite și ăsta e destul de agresiv. Ăsta cât de cât îmi place. Și ăsta e cam agresiv. Bă, dar ce e chestia asta oare? Așa e normal? Apropo, care mai aveți și să-mi ziceți dacă e normală chestia asta. Așa de curios, nu de altul. Bun. Cam atât pentru astăzi. V-am zis că nu facem, nu facem, nu stăm mult de povești dacă nu am de ce, vă las linkurile. Știți că dacă cumpărați de pe linkurile mele, mai primiți, mai primez niște firfirei. Hârtiile eu le salvez, astea de lama, pentru că după ce s-a uzat lama, pun lama uzată în hârtie, tocmai ca să nu, să nu mă tai, să nu mă etc. Da? Cum ar zice Dana Budanu. Bun, cam atât. Astea le pun așa. Cam atât deocamdată. Bineînțeles, like, comment, subscribe, toate ce, cele ce trebuie. Apropo, ceva funny. Le-a zis la școală învățătoarea fetei mele de 2 ani de zile, 2 ani, de, doi ani, de clasa a doua, scuze, da? să nu se aboneze la canale de YouTube pentru că cei care au canalele de YouTube vor să facă bani din chestia asta. Și am vrut să zic, da, adică exact, că de ce aș face canalul de YouTube dacă nu nu-mi doresc să fac bani. Și da, nu vă ascund că de aia și fac. <laughs> Bine. Cam atât pentru astăzi. Vă urez o zi bună.